Slăvit să fie numele Domnului. Cât am cântat din toată inima, înainte-i crucea, înainte-i Iisus, înainte-i cerul, renunț la lume și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am găsit cu care ca să citim, deși nu este textul care este pe programare, să aduc în fața dumneavoastră un pasaj din Scriptură care mă frământă de mai multă vreme și care mi-aș dori din toată inima să vă frământe și pe voi acest pasaj din Scriptură. E adevărat că vin sărbătorile, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, dar nu ne-ar fi de niciun folos. Nu ne-ar fi de absolut niciun folos sărbătoarea Domnului Iisus Hristos dacă am sărbătorit-o așa cum o sărbătorește lumea. De aceea m-am gândit și cred că este bine, și nu numai pentru că vin sărbătorile, am avut de mult timp pe inimă acest pasaj să-l împărtășim și dacă Domnul ne ajută să înțelegem mai mult ca și altă dată în seara aceasta ce înseamnă lume pentru noi, ce înseamnă lume pentru Dumnezeu și de a vedea și a înțelege matematica și contabilitatea lui Dumnezeu. Pentru că la Dumnezeu există două entități. Lumea și biserica. Și nimic între ele. Deci pentru Dumnezeu, oamenii sunt ori în biserică, ori mădulare în trupul lui Hristos, ori mireasa Domnului, ori în lume. Nu există un loc intermediar, nu există un loc apart unde ar mai putea să fie cineva situat. Așa contabilizează Dumnezeu. Și aș vrea ca în seara aceasta, și eu în primul rând, pentru că îmi pasă de sufletul meu și dumneavoastră, probabil că vă pasă de sufletul noastră, să înțelegem ce înseamnă lume. Suntem meniți să trăim în lume. Și Domnul Iisus Hristos se ruga în Ioan 17, te rog, Tată, să-i păzești în lume. Nu te rog să iei din lume. Adică nu ne-a destinat că pe vremea aceea era ușor când era Domnul Iisus Hristos să ne fi pus acolo Australia, pentru că e un continent destul de mare și să fi rămas destinată pentru credincioși și pentru mireasa Lui, pentru biserica Lui și pe măsură ce noi ne pocăiam și ne converteam să ne trimită Domnul în Australia, ne isprăveam viața pe pământul acesta și plecam în cer nou. Domnul a spus, ei sunt în lume, mă rog pentru ei ca tu să îi păzești în lume. Domnul să ne păzească în continuare, să ne ajute să trăim în lume, dar niciodată în lumea noi. Noi să trăim în lume, să ne continuăm viața așa cum ne-o cere Domnul, dar niciodată lumea să nu intre noi și cu atât mai puțin în adunările noastre. În Biserica Domnului Iisus Hristos lumea nu va intra niciodată. Pentru că acolo se îngrijește Domnul Iisus Hristos. Lume și Biserica Domnului Iisus Hristos nu vor fi amestecate niciodată. Pentru că Biserica este sfântă, este pusă deoparte și de aceea se cheamă Eclesia pentru că este scoasă din lume, aparte, este scoasă, nu are nimic cu lumea. Lăudați să fie numele Domnului. Și noi toți ne dorim să fim parte din Biserica Domnului Iisus Hristos. Să fim mădulare în trupul lui Hristos. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că pasajul acesta nu este foarte lung, aș vrea să-l mai citesc o dată. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15, 16 și 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să mai precizez și să convenim că acest cuvânt se adresează în primul rând bisericii. Se adresează celor ce sunt născuți din nou, celor ce au experimentat nașterea din nou, celor ce sunt mădulari în trupul lui Hristos, cei care sunt Biserica Domnului Iisus Hristos. În primul rând, lor se apreciază. Lor se trage un mare semnal de alarmă. Să atrage atenția, să nu se
uite în lume, să nu cumva să iubească lumea, să nu cumva să fie atrași de lume. Dar cuvântul acesta este benefic și pentru copii, pentru adolescenți, pentru prieteni, pentru toți acei ce vin în casa Domnului și care își doresc ca într-o zi să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze pe toți și ne binecuvânteze pe toți. Cu o înțelegere foarte clară. Pentru că vom vedea în seara aceasta și probabil că mulți dumneavoastră știți că lumea aceasta este ostilă Lui Dumnezeu. Așa-i făcută, și spunea lui Nițoi, este lucru manual al diavolului. Diavolul a făcut lumea aceasta, așa a conceput-o după căderea în păcat, încât fiecare domeniu al lumii să fie îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Vă imaginați așa ceva? Dumnezeu când a creat pământul și lumea, le-a creat perfecte. Nu era păcat în lume. Totul era perfect. Dumnezeu a văzut că totul este corect, totul este bun. Dar când a intrat păcatul în lume și diavolul a devenit cel care stăpânește peste lume, de atunci încolo, diavolul se luptă mereu și mereu și perfecționează fiecare domeniu al lumii să fie îndreptat împotriva lui Dumnezeu și împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Domnul să ne deschidă ochii inimii, să vedem ce înseamnă lume și să ne lipim cu toată puterea și cu toată energia noastră de Biserica Domnului. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Amin. Cuvântul lume în Scriptură nu înseamnă întotdeauna același lucru. Să convenim lucrul acesta. Este foarte important. De exemplu, Ioan 3 cu 16, verset pe care noi îl știm cu toți. Acolo spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Deci Dumnezeu a iubit lumea. Versetul din seara aceasta ne spune să nu iubiți lumea. Același cuvânt. Are aceeași însemnătate? Nici într-un caz. Nici într-un caz. Adică lui Dumnezeu îi se permite să iubească lumea, iar nouă, ca oameni care trăim în lumea aceasta, nu se permite să iubim lumea. Nici măcar să nu ne uităm în lumea aceasta, pentru că lumea aceasta este pieritoare și tot ce e în lume este de la cel rău. Într-adevăr, așa este. Lumea, în Scriptură, o putem găsi sub forma când citim sau când auzim cuvântul lume din Scriptură. Dacă se referă la creație, înseamnă tot pământul cu tot ce cuprinde el. Aceasta înseamnă lume. Dar același cuvânt lume poate să însemne și se refere doar la oameni. Și oameni, mulțime, lume, poate să se refere la lucrul acesta. Deci au însemnătate diferită. Dumnezeu a creat lumea, adică a creat pământul și a creat tot ce se vede pe pământ. Inclusiv instituțiile care sunt astăzi, care au luat naștere în timp, care ar fi ele, instituții de învățământ, spitale pentru sănătate, pentru îngrijirea noastră, orice instituție care este guvern, toate acestea fac parte din sistemul lume. În spatele acestui sistem, care înseamnă și oameni, și instituții, și lucruri care sunt în lume, este diavolul care le manevrează după gustul lui. El este domnul acestei lumi și Domnul Iisus Hristos n-a contestat lucrul acesta. Atunci când a fost ispitit, diavolul i-a arătat împărțiile lumii și Domnul ne-a spus, nu sunt ale tale, ale lui erau. Și El este Cel ce ghidează toți oamenii și toată lumea. El este stăpânitorul acestei lumi pentru o vreme, pentru că așa îngăduie Dumnezeu, până când toate lucrurile vor fi readuse din nou și vor intra în stăpânirea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dar până atunci, noi suntem în lume, ne naștem în lume și trebuie să trăim în lumea aceasta, dar să trăim, așa cum spune Apostolul Iacov, să ne păzim neîntinați de lumea aceasta. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Haideți să începem cu primul verset. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. De ce este Dumnezeu așa de exigent cu noi? De ce nu vrea Domnul să ne atașăm de lume și de lucrurile din lume? Cu siguranță că Domnul sau Dumnezeu nu ne spune să nu iubim pe păcătoși. Sau să-i urâm pe păcătoși. Sau să-i disprețuim pe păcătoși, pe oameni.
Nu la aceasta se referă. Se referă la faptul să nu ne atașăm de lumea aceasta și să nu iubim ceea ce este în sistemul acestei lumi. De ce? Dar ce este lumea aceasta? Din ce e compusă lumea aceasta? Sigur sunt oamenii care trăiesc. Apoi sunt toate instituțiile care formează lumea aceasta. Țări, guverne, instituții de învățământ, învățământul, muzica, medicina, agricultura, industria de mașini, industria constructoare, dacă vreți, industria civilă, telefonie, internet, televiziune, comerț, toate acestea la urmă formează sistemul lume, care este ghidat de viață. Dar oare toate acestea sunt păcătoase? Că noi ne folosim de ele. Nu-i așa? Cine nu se folosește de învățământ? Cine își ține copiii acasă și nu-i trimite la școală ca să învețe? Toți suntem într-un fel, în ghilimele, mândri de copiii noștri când termină școală, când se duc la școală, când învață bine și așa ne dorim. Copiii credincioșilor să învețe foarte bine, să fie cei mai buni la școală. Că așa e bine. E bine să fie așa. Dar să nu uităm că toată cunoașterea aceasta își are originea în dorința de cunoaștere. Cunoașterea binelui și a răului. Toate trebuie să aibă o limită. Muzica. Și dacă vreți, și închinarea, și în biserică. Sunt lucruri rele. Noi ne folosim de lucrurile acestea. Ne folosim de medicină, ne folosim de agricultură, ne folosim de industria constructoare de mașini. Haideți să le luăm puțin pe rând și vom înțelege de ce Dumnezeu nu vrea ca noi să iubim aceste lucruri din lume. Și să iubim lumea și lucrurile și instituțiile care sunt în lume. Învățământul. Sigur că toți ne dorim ca copiii noștri să învețe școală, să aibă o meserie, să reușească să distingă și să facă corect lucrurile în viață. Și Domnul să ne binecuvânteze toți copiii cu minte înțeleaptă și temătoare de Dumnezeu. Că așa se învață. Cu inima temătoare de Dumnezeu. Mai are rost să vă spun eu ce a ajuns învățământul în România sau în Canada? Sunteți toți la curent și toți știți ce vor să ne învețe profesorii și învățătorii în școlile, în școlile care sunt. În Canada, de exemplu. Ce fel de lucru, ce morală îi învață pe copii? L-au scos pe Dumnezeu afară din învățământ. Și spun că Dumnezeu nu are loc în învățământ. Că Dumnezeu nu trebuie și religia și credința nu trebuie să fie în școli. Dumnezeu nu are ce căuta în școli. Acesta e învățământul care vor să ne-l învețe și să ne-l pună în inima copiilor noștri. Dumnezeu nu are ce face în școli. Și când se întâmplă, cum s-a întâmplat și în America, în Statele Unite, și se mai întâmplă și în Canada și în alte țări, când se întâmplă câte un dezastru, că vine câte unul, câte un elev, și trage și omoară 15 studenți, se ridică voci din lume, bineînțeles, care întreabă, unde e Dumnezeu? Dacă există Dumnezeu, de ce nu i-a păzit Dumnezeu? După ce l-au scos pe Dumnezeu afară din școli, întreabă, unde e Dumnezeu? Ca și cum Dumnezeu ar trebui să apară numai atunci când ei au nevoie, când oamenii ar avea nevoie. Dumnezeu nu e atunci când tu l-ai dat afară. L-ai dat afară din școli, l-ai dat afară din mintea ta, din conștiința ta și nu mai vrei să știi nimic de Dumnezeu. Dumnezeu nu te va apăra și nu va lucra cu tine în felul acesta. Învățământul vrea să învețe pe copiii noștri că familia nu-i familia aceea pe care o știm noi, că familia poate să fie și altfel și că pot să decide și asupra sexului dacă vor. De mici copii pot să decide ei. Asta e învățământul. E bun până la urmă, dar e îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Diavolul l-a pervertit și l-a îndreptat împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii. Hai să ne uităm la altceva, la muzică. Muzica în sine nu este rea. Dar muzica care se cântă afară este cu o muzică cu o adresă greșită. Nu se cântă pentru slava lui Dumnezeu. Hai să zicem că noi credincioșii nici n-avem de-a face cu astfel de muzică. Nu ne interesează, nu ascultăm, s-o asculte lumea, e muzica lor. Dar ce se întâmplă cu muzica din adunare? Încet, încet, s-a schimbat și muzica din adunare. Nu le adunări. Dacă vreți, uitați-vă pe internet.
și veți vedea biserici care se numesc poate pentecostale, poate carismatice, și veți vedea cum sunt pe scenă și cum cântă, cu cât elan, cum se clatină și asistența și ei se clatină pe partea cealaltă și sunt așa de entuziasmați. Și îl amenință pe diavolul cu versul și cred că diavolul stă și râde și continuați așa, că nu e nicio problemă. Oameni care au fost în biserici creștine, tineri care au crescut în biserici creștine, care nu le-a mai convenit adevărata închinare în Duh și în adevăr în biserică, și au închinare în felul lor. Muzică foarte puternică, cu dans, mă uitam la ei, fete, băieți, în pantaloni, îmbrăcați în fel și chip. Și toți aceștia se declară creștini. Și declară că îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și au libertatea aceasta să se exprime cum vor ei. Domnul Dumnezeu să aibă milă de noi. Nu ne putem închina lui Dumnezeu cum vrem. Sau cum vrem. Dumnezeu dorește o închinare în Duh și în adevăr. Amin. O închinare responsabilă. Muzica are menirea să ne ducă în prezența lui Dumnezeu. Muzica trebuie să-L aducă pe Dumnezeu în prezența noastră. Muzica aceea care auzi numai tobe și care te îndeamnă la dans, fii sigur că nu te duce în prezența lui Dumnezeu. Nu te duce în prezența lui Dumnezeu. Pentru asta și muzica. În unele adunări, când cântă un grup aici în față, nu se mai spune amen. Știți ce se spune? Se aplaudă. Se aplaudă. E rău să aplauzi? E păcat? Eu spun că nu e păcat. Cei ce aplaudă își exprimă recunoștința față de efortul care l-au făcut cei care au cântat. Cei care au cântat primesc și mulțumirea și văd aprecierea celor ce au ascultat. Nu? Ei aplaudă, se simt bine, că nu mai trebuie să spună amin, că nu mă aplaudă, fac puțină mișcare. Ăștia care au cântat și ăștia se simt bine, pentru că sunt aplaudați și încurajați. Dar cuvântul Domnului spune că atunci când rostești cuvântul amin, aduci laudă lui Dumnezeu. Când aplauzi, n-aduci laudă lui Dumnezeu. Aduci elogii celor ce au cântat, care s-o vor simți gâdâlați în firea lor. Și aplaudă și pe predicator și predicatorii se simt bine și gâdâlați la fel în firea lor. Dar nu-i slăvit Dumnezeu acolo, lăudați să fie numele Domnului. Amin. Noi venim în casa Domnului și ne închinăm înaintea Domnului ca să dăm slavă Domnului și să ne apropiem de El și Domnul să ne ajute la acest lucru. Se poate ușor de viață. Se poate ușor de viață. Dacă amvonul ăsta de aici, fratele Călin Cuc, ne-l mută în fiecare săptămână cu un pus mai încolo, eu vă asigur că dumneavoastră nu observați. Nu s-a observat. O să veniți duminică de duminică și după ce amvonul va fi un pie, 12 puși, 12 inci mai în față, n-o să vă dați seama că amvonul a fost mutat. Se va muta în 12 duminici. Așa e și pe care credinții. Un pic. Și încă o deviere. Și încă o mutare. Și alta. De aceea, fiecare generație, fiecare credincios, când se împacă cu Domnul și vine la Domnul, ar trebui să meargă la izvor. Chiar dacă a preluat de la generația lui un anumit bagaj și o anumită cunoștință despre Domnul, important este să meargă la izvor. Să meargă să vadă cum a fost biserica primară, cum a crezut biserica primară, care a fost atitudinea bisericii primare și față de bani, și față de îmbrăcăminte, și față de închinare, față de toate. Pentru că dacă va lua din generație în generație, se ajunge departe. În tehnică există o metodă care se cheamă bazare. Și mașiniștii toți o știu. Când faci o piesă mai complicată și ai mai multe dimensiuni, acolo sunt niște cote cu toleranță. Și totul pleacă de la o bazare. Dacă aceleași cote le pune lanț una după alta, fiindcă nu se poate produce ceva fără toleranță exact, toate au o toleranță, vei avea erori mai mari la sfârșit. De ce? Pentru că ai preluat eroare după eroare, eroare după eroare. Și așa se poate, și așa se întâmplă și în biserică. Dacă nu te vei întoarce tu de fiecare dată, fiecare generație trebuie să se întoarcă la izvor. Cum este credința, cum a fost
Credința la început. Cum a fost dată credința Sfinților odată pentru totdeauna. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Pentru toate că ne străduim să păstrăm, ne formăm o tradiție, ne formăm în obicei și avem o mică de viață. Și generația următoare are și ea o mică de viață. Și următoarea și ea o mică. Și dacă s-o potriți de la biserica primară până la noi vreo 80 de generații, imaginați-vă câte deviere ar fi. De aceea este de obligația noastră, când îl primim pe Domnul, să vedem care este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Medicina. Când avem o problemă medicală de sănătate, nu alergăm toți la doctor? Cu siguranță. Ea este bună. Domnul a făcut ca în vremurile din urmă cunoștința să crească. Toate sunt sub controlul Dumnezeu. Ne bucurăm. Dacă o măsea te doare, mergi la dentist, te-o rezolvat, ești ok. Ai o criză de rinichi, mergi la doctor și îți rezolvă problema. Toate bune și frumoase. Dar când medicina, pentru că diavolul a intrat și aici și face aborturi, le dă posibilitatea oamenilor să plece în lumea aceasta, nu când vrea Dumnezeu, când vor ei, pentru că nu le place suferința. Și altele, și altele, și altele, atunci medicina, diavolul și-a pus amprenta pe ea și este îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Industria de mașini. Toți ne bucurăm de tramvai, ne bucurăm de autobuse, ne bucurăm de avioane, că zburăm cu ele, ajungem repede. Dar aceleași companii care fabrică mașini, repede trec pe picior de război și fabrică tancuri, fabrică rachete, fabrică bombe, ca să distrugă tot. Ce e acolo? E amprenta diavolului pusă acolo. Pentru că și aceasta, el lovește în Dumnezeu cu aceasta. Creează războaie, creează conflicte, s-o omoară oameni și diavolul își face lucrarea lui în lumea aceasta. Agricultura. Cine poate trăi fără agricultură? Toți ne bucurăm de agricultură. Oamenii cultivă, așteptăm să crească și consumăm, mâncăm. Dar agricultura, când cultivă tutun, când cultivă drogul, cum s-a liberat acum la noi. În slujba cui sunt puse toate acestea? Nu diavolul le-a dirijat ca să ajungă o societate întreagă, o societate foarte dezvoltată, cum este Canada. Să se poate consuma cannabis, se poate consuma un drog. Nu este diavolul în spatele acestor lucruri? Eu cred că ne dăm seama cu toți că diavolul dirijează și aici lucrurile. Și de aceea Domnul ne spune: nu iubiți lumea și nici lucrurile din lume. Ar mai fi și altele, dar trec peste ele pentru că și timpul trece foarte repede și mă opresc la un alt domeniu. Telefonia, internetul, televiziunea. Sunt bune sau rele? Telefonul e bun sau rău? E bun telefonul. Ai urgență, suni, vrei. Înainte, părinții noștri se bucurau, vorbesc acum 25 de ani, se bucurau în România numai că ne ascultau vocea. Acum poți să și ne vadă. Pe telefon, pe internet, poți să cine mai are părinți, poți să vorbească cu ei, și se bucură. E bun telefonul. Te sună copiii, te sună... E foarte bun. Internetul e foarte bun. Și televizorul e bun în sine. Dar pe aceleași aparate, pe aceleași aparate, diavolul le folosește și pentru scopul lui. Și în felul acesta le îndreaptă împotriva lui Dumnezeu și împotriva bisericii. Sunteți de acord cu acesta? Deci până la urmă, tot ce e în lume, tot ce e în lume, lumea și lucrurile de lume, sunt îndreptate împotriva lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne dea putere să ne păzim. Să nu iubim nici lumea, nici lucrurile de lume. Și să nu acceptăm ca lumea să intre în adunare. În biserică nu va intra niciodată. Dar în bisericile locale, în adunări locale, ea poate să intre. Și prin închinare, prin cântare, prin îmbrăcăminte, prin fel și fel de fel. Ea poate să intre. Dar Domnul să păzească biserica noastră. Amin. Să o păsească și să rămânem credincioși Domnului ca să avem parte de biserica Lui, să avem parte de împărăția Lui și să fim mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Punctul 2. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. De ce? De ce dacă cineva își permite să iubească lumea, să aprecieze lumea, dragostea Tatălui nu este în el?
Iacov 4 cu 4. Spune că prietenia cu lumea înseamnă ce? Dar parcă nu e fair play. Nu sunt prieten cu... Dacă sunt prieten cu lumea, hai să nu mai fiu prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Spune prietenie cu lumea, vrăjmaș cu Dumnezeu. Direct vrăjmaș cu Dumnezeu. De ce? Pentru că am văzut că toată lumea, omenirea, tot ce este în lume, este îndreptat împotriva Dumnezeu. De aceea, prietenia cu lumea, apropierea cu lumea, aprecierea lumii, înseamnă să devii vrăjmaș al lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Ioan 5:19. Lumea zace în cel rău. Așa spune Apostolul Ioan. Lumea zace, 1 Ioan 5:19. Lumea zace. Cuvântul zace, nu știu dacă toți îl înțeleg. Cel puțin tinerii nu cred că îl înțeleg așa de bine. Zace se folosea și se folosește în România dacă un om, de exemplu, este răpus de o boală și mai mult timp stă la pat și nu se mai poate ridica, se spunea că omul acela zace de o boală la pat. Sau despre anumite minereuri care zac în pământ sau pe fundul mării, de aici probabil și cuvântul de zăcăminte, sunt închise, sunt ascunse sau sunt legate acolo. Nu pot să iasă de acolo singure. Așa este. Lumea zace în cel, este închisă în cel rău. Lumea nu se poate, nu mai poate să iasă de sub autoritatea celui rău. Ea este acolo și va rămâne acolo până intră sub judecata lui Dumnezeu și Dumnezeu va prelua toate lucrurile în mâna lui. Lăudat să fie numele Domnului. Dar până atunci, în mintea noastră și în inima noastră, trebuie să fie foarte clar că lumea zace în cel rău. Că lumea este ostilă lui Dumnezeu. Că tot ce este lume este îndreptat împotriva Dumnezeu și împotriva Bisericii. Iacov 1:27 spune că lumea întinează și să vă puteți neîntinați de lumea aceasta. Lumea, nu poți să mergi prin lumea aceasta. Nu poți să trăiești în lumea aceasta și să nu te murdărești. Ați văzut lucrul acesta? Te duci pe autorută și apar reclame. Apare o reclamă pe mașină și mai apare o altă reclamă pe care probabil n-ai vrea să o vezi. De aia îți vine în față. Pentru că n-ai cum să mergi în lumea aceasta și să nu te murdărești. Îți murdărește privirea, îți murdărește gândirea, te murdărești umblând în lumea aceasta. Dar Domnul ne îndeamnă și zice, umblați neîntinați de lumea aceasta. Trebuie să venim la izvor, să ne spălăm, să ne curățim și Domnul este Cel ce ne curățește. Slăvit să fie numele Domnului. Apostolul Pavel în Galateni 6:14 spunea, lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Apostolul Pavel vrea să spună, eu am terminat cu lumea aceasta. Am fost în lumea aceasta. Am văzut și eu și am vrut să fiu cineva în lumea aceasta. Toate le-am pus și le-am putut cu noi. Nu mă interesează nimic decât să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și nu L-a mai interesat nimic din lumea aceasta. Spunea, datoria mea este să vestesc Evanghelia și îmi doresc să ajung la învierea dintre cei morți. Slăviți să fie numele Domnului. Aceasta este dorința noastră. Așa ar trebui să fim și noi. Noi răstigniți față de lume, lumea răstignită față de noi, adică lumea să nu mai avem nicio putere de contaminare față de noi. Și noi să trăim pentru Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Punctul 3. Tot ce este în lume, pentru că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășie vieții, sunt din lume, nu de la Dumnezeu, de la cel rău. Timpul nu ne permite ca să dezvoltăm tot ce înseamnă aici, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășie vieții, dar foarte pe scurt aș vrea ca să vi le spun. Dacă în Galateni se vorbește despre faptele firii pământești, Galateni, capitolul 5, aș putea să citesc de la versetul 16. Zic, da, spune Apostolul Pavel, în supra de Duhul Sfânt, umblați cârmuiți de Duhul și nu primiți poftele firii pământești. În lume este pofta firii pământești. Nu primiți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.
Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești, faptele firii pământești, sunt cunoscute și sunt acestea. Și noastră le cunoașteți, că ele sunt puse înainte de roada Duhului. Le-am citit de foarte multe ori. Știți ce sunt faptele firii pământești? Sunt urmarea poftelor firii pământești. Pentru că Iacov așa spune, la început poftim și după ce am poftit, cădem în păcat. Am poftit și apoi cădem în păcat. Faptele firii pământești se traduc direct după ce am poftit prin faptele firii pământești. Și faptele firii pământești, doar vi le citesc, nu le descriem pe fiecare, spune așa, faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, despinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, înguibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acestea sunt faptele firii pământești și nu sunt altceva decât urmare a poftelor firii pământești. Și acestea sunt din lume. Deci asta este pofta firii pământești. Apoi, pofta ochilor. Aș vrea să vă citesc un cuvânt scurt din Exod, capitolul 20 cu 17. Aici cuvântul Domnului spune așa. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Pofta ochilor. Văzând cu ochii, poftești și tu. Din vechime, prin lege, Domnul a spus să nu poftești nici nevasta aproapelui tău, nici boului, nimic din tot ce al lui. Nu pofti. Chiar dacă îți vine această informație prin ochi și ai această poftă, să nu poftești. Toate acestea sunt din lume. Spune Apostolul Ioan. Pofta ochilor. Domnul Iisus Hristos merge mai departe. În Matei, capitolul 5, 28 și 29, spune, dacă un om privește o femeie și o poftește inima lui, spune, eu vă spun că a și păcătuit. Înainte era considerat păcat dacă un bărbat se culca cu o femeie. Atunci era curvie. Dar Domnul Iisus Hristos spune, eu vă spun că dacă un om o privește și o poftește, a și păcătuit inima lui. Pofta ochilor. Prin ochi vin diferite pofte și dacă le dăm curs acestor pofte, ele ne conduc la păcat. Și Domnul ne avertizează prin cuvântul acesta și spune aceste lucruri, pofta ochilor, tot ce vine prin ce vedeți voi cu ochii, vă vor conduce la păcat, pentru că ele sunt din lume. Dacă vă amintiți episodul lui David când a păcătuit și cred că vi-l amintiți aproape toți, David, când poporul a plecat în luptă cu Ioab, stătea, a venit pe acoperișul casei, s-a plimbat și a zărit cu privirea, cu ochii, nu cu orechea, n-a auzit, cu ochii. A privit și a văzut o femeie care se scălda și zicea, a văzut o femeie care era foarte frumoasă. A chemat-o la el și a păcătuit. Cu ce? Cu ochii. A privit, a poftit. Pentru că aceasta este lume. Ne vine informație prin ochi și dacă nu oprim și dacă nu ne întoarcem privirea de acolo, această informație, această poftă ne va conduce la păcat. Aceasta este din lume. Și Domnul să ne păzească și în sensul acesta. Când apare pe ordinator, când apare la televizor, când apare pe telefon, frate și soror, faceți ceva și scoateți, tineri dragi, îndepărtați lucrul acela. Pentru că vă va conduce negreșit la păcat. Pentru că aparține lumii, n-aparține lui Dumnezeu. Și Domnul să ne păzească. Lăudărășia vieții. În Daniel ne este descris un episod când Nebucadnețar a zis, nu sunt eu oare cel care am creat imperiul acesta? Nu l-am clădit eu cu puterea mea, cu banii mei, tot ce se vede, toată bogăția? Căderea lui a fost chiar acolo lângă. Asta înseamnă, dar probabil printr-o altă exprimare la fiecare dintre noi, realizările ale noastre aici în lume, pe care vor să le vadă alții. Poate case cum nu au alții, mașini cum mai au alții, sau îmbrăcăminte cum nu au alții. Lucruri pe care nu au valori veșnice. Nu pot fi transferate în Împărăția lui Dumnezeu. Sunt lucruri care ard, sunt lucruri care vor pieri. Dar oamenii
au această aroganță a vieții, să arate, să facă. Să facă lucruri care se impresioneze pe alții. Dar lucruri fără de valoare veșnică. Domnul să ne păzească. Și acestea, chiar dacă par puțin nevinovate, să știți că sunt tot din lume. Tot de pe domeniul diavolului. Și Domnul să ne păzească. Un ultim punct. Spune cuvântul Domnului în continuare, căci lumea și pofta ei va trece. Dar cine face voia Dumnezeu va rămâne în viață. Slăvit să fie Dumnezeu. Noi suntem dintre cei care dorim să facem voia Dumnezeu. Vrem să trăim cu El o veșnicie. Vrem să ajungem în împărăția Lui. Vrem să fim mădularea în trupul Lui, să fim mireasa Lui. Vrem să ne petrecem toată veșnicia în prezența Domnului. Dar pentru aceasta trebuie să ne păzim de lume. Trebuie să înțelegem că lumea este ostilă lui Dumnezeu. Trebuie să știm că lumea într-o zi va fi judecată și va intra sub pedeapsa lui Dumnezeu. Și trebuie să ne aducem mereu aminte cuvintele Apostolului Petru care spune că pământul, lumea aceasta, cu tot ce este pe el într-o zi, ce se va întâmpla pe el? Vor arde. Toate valorile acestei lumi, care sunt valori care nu se pot transfera în Împărăția lui Dumnezeu, toate vor arde. Pentru că sunt valori vremelnice, nu sunt adevărate valori, aparțin acestei lumi. Te poți folosi de bogății nedrepte să faci din ele valori care să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Ia din banii ăștia care sunt bogății nedrepte, dă-i la săraci și îți vei face cobori în cer. Slăviți să fie numele Domnului. Se poate face și așa. Dar înseamnă să renunți, să te folosești de ele ca și cum nu le avea și să-ți faci bogății în cer. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Sunt exemple multe. Și de un fel și de alt. Apostolul Pavel îi spunea la un moment dat prin Timotei, Dima, din dragoste pentru lume. Ce s-a întâmplat? M-a părăsit. Ce i-a lipsit? Cuvântul? Nu a avut învățătură, Dima? A avut învățătură. Dar știți, mă, asta efectul acela când conduci mașina și tot te uiți după ceva, cauți o adresă. Sau te uiți după, mă rog, în pădure. Și tot te uiți și ți-ai dat seama că ai tras cam mult de volan. Ai luat mult în dreapta dacă te-ai uitat în dreapta. Așa a făcut și Dima. Tot s-a uitat spre lume și într-o zi a luat drumul lumii. Pentru că acolo era privirea și la un moment dat l-a dus acolo. Și Apostolul Pavel, ca o mărăciune, a spus Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Iuda a fost în prezența Domnului. A fost între ucenicii Domnului. Și cu toate acestea, dragostea lui pentru bani, poate un pic patriotism, nu știu, poate toate la un loc, l-au făcut să fie irecuperabil și să-și piardă veșnicia. Și era în prezența Domnului Iisus Hristos. Avea tot ce era nevoie ca să fie mântuit. Avea tot ce era nevoie să fie un apostol. Și a ratat pentru că a privit la lume și la lucruri din lume. Dar avem atâtea exemple pe aceste Sfinturi. Apostolul Petru, Apostolul Pavel și cel mai mare exemplu, Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos putea să fie atins de lume. Dar a trecut prin lumea aceasta fără să fie întinat și fără să se atingă de ea. Ca să trăim, ca așa le spune El, cine este în El trebuie să trăiască ca și El. Tot în limba se spune. Ar trebui să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, care a fost atitudinea Lui față de bani? A iubit vreodată Domnul bani? A iubit vreodată casele? A iubit mașinile? A iubit ce era pe vremea aceea? Ca târg, cai? Le-a iubit pe astea? A iubit să ajungă mare învățător, să ajungă mare cărturar, a iubit faima, a iubit asta, nu l-a interesat niciuna. Nici măcar mâncare. Când a fost flământ, a predicat salariteci. A preferat să fie flământ și să vestească Evanghelie. Domnul să ne ajute să învățăm. Amin. Noi ne îmbuibăm în mâncare. Mâncăm prea mult. Și aproape cred că e păcat pentru mulți dintre noi. Ar trebui să știm să ne controlăm, că suntem creștini. Să fim maturi. Și în sensul acesta. Să știm să ne oprim de la anumite plăceri, care nu sunt păcătoase în sine, dar care sunt exagerate. Și nu vin de la Domnul. Domnul Iisus Hristos n-a umblat după mâncare. N-a umblat. Nu că n-a mâncat, nu că n-a băut cu ei când a fost la mese, dar când a fost
în față Evanghelia, când a fost lucrarea pe ogorul Evangheliei, a preferat să lucreze pentru Evanghelie. Și Domnul să ne ajute și pe noi la fel. Și să ne păstreze neîntinați de lume. Și să nu-și pună lumea amprenta pe noi, nici pe îmbrăcămintea noastră, iar, nici pe casele noastre, nici pe banii noștri, pe nimic. Și în toate să dorim să slujim pe Domnul. Amin. Amin. De multe ori când stăm în bancă, cei care conducem, zicem, și dacă predicatorul nu merge până la capăt, câteodată ne facem pe o notiță, două, trei idei, vreau să vă spun numai două, trei gânduri și apoi vom încheia cu toții cu rugăciune. Apostolul Ioan simplifică lucrurile și ce lumea se cumplite în trei lucruri. Pofta firii pământești, adică ce înseamnă pofta firii pământești? Dorințe sexuale, îmbuibare, risipă, odihnă excesivă, conform excesiv, să nu zic lene, da? Asta e pofta firii pământești. Tot ce vrea trupul ăsta și să-i dai. Al doilea, lăudoroșia vieții. Nu le-am pus în ordine cu lăudoroșia. Lăudoroșia, băi, eu să ajung mai mare, alții să vadă ca în casă, să vadă ca în mașină, să mă simt bine, să ajung în față, să predic, să cânt. Acum vorbesc și așa, că poți să ajung să păcătuiești în domeniul ăsta, dar vorbesc în cele de rând. Lăudoroșia vieții. Și al treilea lucru care vreau să zic și vreau să stau cu minut, două mai mult decât el, este pofta ochilor. Pofta ochilor este foarte periculoasă și aș vrea să citim împreună Ezechiel 27. Aici cuvântul Domnului spune poporului Eveu, pentru că foarte mulți avem probleme aici. Zice, atunci i-am zis, Domnul vorbește poporul Israel, lepădați fiecare, de vorba către fiecare persoană în parte, urăciunile care vă atrag privirile, pofta ochilor. Lepădați fiecare urăciune care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ce înseamnă să lepezi urăciunile care îți atrag privirile? Trăim într-o perioadă în care sunt foarte multe urăciuni care ne atrag privirile. Foarte multe. Știți? Cunoașteți? Dacă v-aș întreba în sală. Sunt persoane care se uită pe YouTube, se uită la căței, cum se joacă, cum mănâncă, cum fac scheme caracioase și după ce se uită la o secvență de asta cu căței, se uită alta cu pisici și apoi apare altă, vine alta cu căței și apare alta cu elefant și apare alta cu nu știu ce și urăciunea și îți atrage privire și stai 5 minute, zi, mă, un pic, mă, uiți, un pic, și stai 10 minute și stai 5, bă, dar au trecut o oră, dar au trecut două ore, dar n-am citit din Biblie, dar nu m-am rugat, dar m-am uitat. Și așa în seara asta, așa în mine seară, urăciuni care mi-atrag privirile. Și mă ajung să mă depărtez de Domnul, să păcătuiesc. Și apar, sunt atâtea urăciuni, gândiți-vă, dar Domnul i-a vorbit poporul evreu. Lepădați fiecare urăciune care vă atrag privirile. Și ce au făcut ei? Așa că i-au lepădat. Următorul verset, David. Zice, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au pus să mă asculte. Niciunul, ascultați ce zice cuvântul Domnului, niciunul n-a lepădat urăciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Pentru că diavolul vine prin tot felul de idol și idolași, frumoși și drăguși și drăgălași, cum zicea fratele Pavel. Și ne atrage și ne atrage și ne atrage la nesfârșit. Și ne ajunge, așa cum zicea Cadima, din dragostea pentru lumea de acum să părăsim calea Domnului. David, în Psalmul 101:3, foarte interesant omul ăsta, Dumnezeu, nu degeaba a fost omul lui Dumnezeu. Zice așa, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Aș vrea să vă gândiți la versetul acesta, cugetând și plecând acasă, la tot ce v-am zis, la tot ce v-a zis fratele Pavel, nu vreau să vă țin o predică, nu-i scopul meu acum, dar vreau să cugetați. Lucrurile din lume, cei care le iubesc, sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Foarte simplu, David. Foarte simplu să ajung rămași cu Dumnezeu. Foarte simplu eu, Sorin, să ajung rămași cu Dumnezeu. Cum? Iubi. Ce? Urăciuni care mi-atrag privirile. Cred că foarte mulți avem probleme și ajungem de-aia, m-am referit la internet aici, la YouTube, lucruri nevinovate care ne răpesc Facebook, care ne răpesc ore, zile sau alte Instagram și alte chestii. De aceea să ne cercetăm înaintea Domnului. Niciunul n-a vrut să ascultă din popul de drum. Noi ce vom face în seara aceasta ca biserică? Iubim lumea sau le pădăm? Am cântat, înainte de predică, cântarea care zicea, m-am hotărât să urmez pe Iisus. În urmă lumea înainte Iisus. Hai să ridicăm o picioare. Ceea ce am cântat, cu hotărâri am zis eu, și cu devotament, să spunem acum Domnului rugăciunea,
Să luăm angajament înaintea Domnului, săptămâna în care am intrat. Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să mă apropii de tine mai mult. Vreau să lepăd tot ce este în lume. Și să ne rugăm Domnului să ne dea putere. Chiar dă și puterea și împărtuirea. Frații mei, în rugăciunea aceasta vreau să mai facem o rugăciune de mijlocire pentru fratele Nelu Ardelean. Va pleca în țară. Marți. Domnul să-l păzească, să-l călăuzească, să-i dea binecuvântare și ajutor în toate lucrurile. Amin? Mijlocim pentru el, mijlocim și pentru fratele Iosif. Nu știu dacă este pentru un coace de la Uzor acum, dar Domnul să-l păzească, să-l oprotească. Amin. Venind azi dimineață spre biserică, am văzut o mașină toată aici pe autoruta 19, la Cocor. Domnul să ne păzească, să ne oprotească pe toți. Domnul să-l păzească pe Iosif, să aducă în pace în familia lui. Amin. Ne rugăm pentru noi și familia noastră și iarul Domnului să fie peste noi. Ne rugăm cu toții.